Salut și bine te-am regăsit! Azi vorbim despre Dacia Duster Facelift, cel mai frumos break compact ce tocmai a fost dezvăluit, dar și despre data la care Audi a anunțat că renunță la motoarele termice. Să începem! Generația actuală Dacia Duster, a doua, lansată în 2017, tocmai a primit un facelift ce aduce schimbări mici, dar semnificative. Probabil cea mai importantă noutate este cutia EDC cu 6 trepte și dublu ambreiaj, ce este disponibilă pe cel mai puternic motor, TCE150, însă tot nu poți opta pentru transmisia automată împreună cu 4x4, trebuie să renunți ori la una, ori la cealaltă. Din punct de vedere vizual, schimbările sunt minore, dar conferă Dusterului un look mai modern. Vine cu blocuri optice față redesenate, cu semnătură luminoasă LED în formă de Y pe care o regăsim și la stopurile noi. Grila din partea frontală e și ea diferită, iar la partea din spate vine cu un mic eleron. Ambele ajută Dusterul să fie mai aerodinamic decât înainte, după spusele Dacia. Cei de la Dacia se mai laudă și că au reușit să facă noul Duster să meargă mai curat decât modelul anterior. Ei zic că au redus emisiile de dioxid de carbon cu 5,8 grame per kilometru și că ar trebui să consume și o idee mai puțin decât înainte, deși nu specifică exact cu cât. La interior vine cu un ecran pentru infotainment nou, de 8 inci, care este standard chiar și pe modelul de bază. Cotiera centrală este și ea redesenată și a fost lățită. Are porturi USB pentru pasagerii din spate, iar în interior are un spațiu de depozitare de 1,1 litri. Dacia mai oferă și o nouă culoare pentru Duster. Exemplarul din materialele oficiale de prezentare este vopsit Orange Arizona și arată foarte bine cu noile jante de 17 inci. Există și jante noi pe 16 inci, însă ele nu apar deocamdată în poze. Duster facelift va fi disponibil începând cu vara asta, dar dacă vrei un SUV Dacia mai mare, mai așteaptă un an până ce Dacia va pune în vânzare modelul Bigster. Piața pentru modele break e în ușoară scădere, chiar și în Europa, unde ele sunt extrem de populare. Dar se poate schimba trendul dacă apar modele la fel de arătoase ca noul Peugeot 308 Station Wagon. O să încep prin a spune că mi se pare senzațional ca aspect noul 308 și că, deși n-am văzut încă unul pe view, cred că e cea mai arătoasă mașină din clasă, iar asta e valabil și pentru varianta break ce tocmai a fost arătată. Partea frontală este aceeași ca pe modelul hatchback obișnuit, adică aduce un pic din punct de vedere al proporțiilor cu ultimul BMW seria 1, dar modelul Station Wagon este mult mai lung în partea din spate. Vine și cu un ampatament mărit cu 57 de mm, iar în spatele punții mai are încă 212 mm în plus față de hatchback. Evident că portbagajul e și el mai mare, are 608 litri sau 1634 de litri dacă rabatezi bancheta spate. Interiorul este același ca pe 308 Hatch, adică vine cu un bord cu design îndrăzneț și futurist și cu sistemul iCockpit ce include un display de 10 inci în fața șoferului și altul tot de 10 inci pentru infotainment. Modelul este disponibil și cu iluminat ambiental și vine cu același volan mic de pe toate modelele Peugeot peste care trebuie să te uiți pentru a vedea ceasurile. La capitolul motorizări, nu e cu nimic diferit față de 308 hatchback. Va veni standard cu motoare PureTech pe benzină de 1,2 litri sau 1.5 Blue HDI diesel, ambele cu 130 de cai putere și cuplate exclusiv la o cutie de viteze automată cu 8 trepte. 308 Station Wagon va veni și cu nu una, ci două motorizări plug-in hybrid cu 180 sau 225 de cai putere. Ambele au la bază același motor de 1,6 turbo cu două variante de putere, 150 sau 180 de cai, ajutat de același motor electric ce poate livra până la 110 cai. Acumulatorul este de 12,4 kWh și conferă o autonomie de până la 60 de km, iar dacă vrei să-l încarci cel mai rapid, o vei putea face cu 7,4 kW și va dura aproape 2 ore. Dacă nu vrei încărcătorul on-board rapid opțional, atunci să te aștepți să dureze până la 7 ore pentru o încărcare completă de la o priză obișnuită. 308 SW va intra în producție spre finalul verii și ar trebui să ajungă în showroom-uri toamna asta. Tu ce părere ai despre cum arată și ce oferă? Spune-ne în comentarii! Audi tocmai a anunțat că nu va mai investi în motoare termice noi după anul 2026. Va continua să vândă modele cu motor termic pe care deja le are în ofertă, dar odată ce acestea vor ajunge la finalul ciclului de viață, ele vor fi înlocuite cu modele electrice sau nu vor fi înlocuite deloc. Începând cu 2033, Audi a confirmat că nu va mai avea niciun model termic în gamă, însă va face excepție pentru piața din China. Producătorul german de lux va avea cam 20 de modele complet electrice în ofertă în jurul anului 2025. Concret, modele precum A3, A4 sau A5 vor deveni complet electrice pentru generația viitoare, dar ele vor mai fi ținute pe piață pentru că de-abia acum au fost lansate. Primul dintre ele care va fi înlocuit va fi A4, în 2023.
Dar pentru el se pare că cei de la Audi au pregătit două modele diferite, termic și electric, ce vor fi vândute în paralel. Ele ambele se vor numi A4, dar mecanic vor fi complet diferite, construite pe platforme diferite. Aceeași soartă o va avea și viitorul A6, ce va fi lansat tot în două variante și tot prin 2023. Sau va fi păstrat și îmbunătățit modelul actual termic și va fi vândut în continuare în paralel cu cel electric, nu e încă foarte clar. Nu numai Audi a anunțat trecerea la modele full electrice la o dată anume. Și compania mamă Volkswagen a făcut un anunț similar, dar și cei de la Volvo au anunțat că nu vor mai produce modele termice după 2030. Rivalii tradiționali Germaniei, celor de la Audi, BMW și Mercedes, nu au anunțat când vor face trecerea complet pe electric, dar ne putem aștepta de la ei la anunțuri în sensul ăsta în următorii ani. General Motors a anunțat că anul trecerii pe electric va fi 2035, însă sunt și producători precum Porsche ce au anunțat că deși vor electrifica mare parte din gamă, modelele sport cu tradiție vor rămâne termice. Și aici mă refer evident la 911, ba chiar cei de la Porsche au anunțat că dezvoltă combustibil sintetic mai curat pentru a putea menține astfel de modele în gamă, chiar și după ce majoritatea modelelor sale vor deveni electrice. Cam atât pentru azi, pe mine mă găsești și pe canalul meu în engleză One Tire Fire, iar aici ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine!